astăzi să vă arăta cum să vă pun, să vă organizați cariocile și pixurile în suporturi. Eu am început să ca model cu acesta, care mi-a ieșit destul de bine și le-am scos pe toate și acum în acest suport le voi pune pe cele permanente. Ne vedem după. Bun, cam așa arată și acum îl voi pune deoparte și voi începe cu acest suport în care voi pune cariocile acestea. Ok. Gata, pe acestea le-am băgat foarte repede, uitați, și acum în cel care a rămas voi pune aceste fixuri și vă las voi să vedeți cum voi face. Foarte simplu, aici și cam atât, atât a fost. Ne vedem data viitoare cu un alt video. Pa!